Selam aleikum, pace vouă. Nu mă interesează religia ta. Nu mă interesează ce religie spui că ai. Sau ce religie crezi că ai. Nu mă interesează cum te rogi, nu mă interesează nici măcar de ce te rogi. Nu este problema mea. Este problema ta, doar a ta și a lui Dumnezeu. Eu, ca musulman, ca supus la unul Dumnezeu, am datoria să-ți spun adevărul în care cred eu. Să-ți spun ceea ce cred eu. Unul este Dumnezeu. Toți profeții și trimișii lui Dumnezeu au spus același lucru. Unul este Dumnezeu. Și au chemat la adorarea unui singur Dumnezeu și la respectarea legilor lui. Eu sunt un simplu om, un om care crede că cel care ne-a creat, cel care ascultă rugile noastre, cel care ne mântuiește, cel care ne primește căința, este unul singur, Dumnezeu. Sau spune-i Allah, sau spune-i God, sau spune-i Creatorul. Este important, oare cum îi spunem? Te întreb, este important cum îi spunem sau este important să-l ascultăm, să devenim mai buni, să ne căim, să căutăm, să ne mântuim și astea toate se pot doar căutând în sufletul nostru pe Dumnezeu, pe Allah, pe God, pe Creator, fiindcă El este bunătatea. El este cel bun. Iar sufletul nostru este de la El. Deci sufletul este bun la origine. Nu trebuie să mergem departe să-L găsim pe Dumnezeu. Ajunge să ne uităm în sufletele noastre. Nu spun că religia ta este rea sau este bună. Nu mă interesează ce religie ai. Eu îți spun doar să-L cauți pe Dumnezeu. Caută adevărul. Dumnezeu este adevărul și adevărul are să te elibereze.